la 402. 102. Poli, tot timpul Poli. Bună dimineața! Am venit după formularele de prezență. O să aștepți, Poli? În 2 minute intru în emisie. Anunțurile de dimineață. Ador anunțurile dumneavoastră, mai ales cele în care ne cere să nu scuipăm în incinta școlii. Eu l-am scris. Serios? Ați scris și vestul va fi dat cu ceară miercuri? Da, și pe asta. Vestul va fi dat cu ceară miercuri! Wow! Așa e, începe spectacolul. Nu știam ce înseamnă lumea spectacolului. E grozav. Să-i dăm drumul. Bună dimineața, băieți și fete. Iată anunțul de azi. Târgul de prăjituri va avea loc vineri. Vă rugăm să vă aduceți prăjiturile însoțite de un aviz medical. Anunțul numărul 2. Robinetul de la etajul 2 este stricat. Dacă nu sunteți atenți, vă puteți suda. Anunțul numărul 3. Astăzi la cantină se va servi... Se va servi vită... Trebuie să mă... Ajuți, Poli! Nu! Nu pot! Nu pot! Spectacolul trebuie să continue! Alo? Alo? Azi la cantină se va servi supă de văcuță și jumătate de sandwich. Aveți la dispoziție o gamă de deserturi, inclusiv biscuiți cu castraveți ai Martei. Vă rugăm să aveți bani fix. Tot la cantină puteți servi salate de lăptuși, de creveți, de mazăre, de conopidă. Și domnul Besser a spus că am fost atât de bună. El nu poate să pronunțe strudel și vrea să fac eu toate anunțurile de acum înainte. Bravo ție, Poli. Se pare că toate lecțiile de iodoliri mi-au folosit la ceva. Ești sigur că nu ți-e frig, scorpule? Da, mamă. Al patrulea pullover pe care mi l-ai pus m-a încălzit. Mamă, ajunge! Pot să mă duc cu Sănuța? Știu și eu, e periculos. Hai mai bine cu mama să mergem să cumpărăm chiloței. Mamă! Lasă-mă cu Sănuța, când mai sunt încă mic. Bine, dar promitem că te întorci imediat acasă dacă ți se face fric sau dacă ți se udă smărunțele. Și nu uita că nu ai voie să cobori pe panta mortului. Pa! Hei, ți s-a deschis un nasture. Micuțul Jesse ar putea să răcească. Nu ascultați. Mereu cobor pe panta mortului. Trăiesc pentru riscuri. Nu există munți prea înalți pentru... Hei, Jesse, cobor pe dealul iepurașului cu mine ca întotdeauna? Pleacă! Nu pot să cred. Probabil că iar a trecut clona mea pe aici. Sigur, ai grijă pe dealul iepurașului să nu cazi de pe sanie și să faci buba. La o parte, băieți. Mă duc pe banda mortului. Mare lucru, noi coborâm tot timpul. Fără mâini? Bine, sunt aproape gata. Încă puțin, doar o clipă. Ți-am spus eu. Sper că ești mulțumit.
gata cu săniușul și gata și cu școala pentru următoarele săptămâni. Piedul Jessie are glezna luxată. Cred că îi pare tare rău că nu poate veni la școală. Oh, da, sunt sigură că e negru de supărare. Bună dimineața, copii! E vremea reportajului de dimineață cu gazda voastră, Polly McShane. Mai întâi un anunț din partea doamnei Belinkov, învățătoarea clasei a doua. Lucrările noastre de artă sunt expuse pe hol. Sunteți cu toți invitați să le admirați. Vai, doamnă Belinkov, ați scris greșit expuse, se scrie E-X-P-U-S-E. Cred că nu veți câștiga niciun concurs de ortografie cu clasa dumneavoastră. Niciun concurs. Știrea numărul 2. Astăzi la masă, supă franțuzească de ceapă. Un sfat pentru cei cărora le place supa. Asta ar fi mai bine să nu o încercați. După părerea mea, Roberto nu prea știe când se oprească cu sarea. E grozav, Poli, ia tare. Da, înfruntă puterea. Dorim, scumpule? Nu, mamă. Nu pot să dorm de durere. O, scumpule, e totul bine? Nu, mă simt groaznic. Doar prăjiturile și înghețata m-ar putea face să uit de durere. Nu. Nu vreau să răcești. Voiam să-ți spun că a venit Freddy, dar e clar că nu ți-e bine. Aici, uaua! Freddy, ai aici? Adică, lasă-l să intre. Cine știe? Poate nu să-l mai văd niciodată. Freddy? Încearcă să nu-l obosești, e foarte slăbit. Super! În sfârșit am cu cine să mă joc. Credeam că ți-ai luxat glezna și că ești foarte bolnav. N-ai nevoie de două picioare ca să joci fiarele spațiale împotriva roboților. N-am venit să mă joc. Miss Graves m-a rugat să lucrez cu tine ca să nu rămâi nimic. Ai văzut cum le cresc capetele fiarelor spațiale? Începem la mate. Dacă mai știi, învățăm despre numărători. Nu sunt tipii care se luptau cu lei în Coloseum? Nu, ăia sunt gladiatori. Numărătorul e partea de sus a fracției. Oh, foarte interesant. Numărătorul reprezintă numărul de părți ale numitorului și... Stai! Nu mi-ai spus ce s-a mai întâmplat la școală! Asta încerc să fac. Nu! Chestiile importante! A vomitat cineva azi la prânz? Jessie! I-am promis lui Miss Graves că facem matematică. Lasă prostiile, bine? Bine! Vrei o bomboană? Nu. Ce zice să jucăm cărți? De câte ori trebuie să-ți spun? Facem matematică! Dar asta facem! Vezi? Cărțile au numere pe ele! Un profesor bun înțelege interesele elevului și le folosește ca să-l ajute! Dar că nu vrei să învăț, o să... Bine! Bine! Un singur joc, de dragul matematicii! Folosim bomboane în loc de jetoane, știi tu, ca să fie mai distractiv! Să vedem! Am învățat tot ce se putea despre matematică din jocul de gin. Încercăm un poker, tabinet, macao. Ce-mi pasă? Dați și fă cărțile. Jessie nu a învățat matematică? Îmi pare rău, nu. Dar eu am învățat să joc remi. Oh, să nu trimiți un miel în coșcaleul lui. Vă vorbește reporterul vostru, Polly McShane. De ultimă oră! Vești bune! Jurnalista voastră, Polly McShane, își va face azi apariția la cantină. Acum toți puteți să-i vedeți chipul din spatele vocii. Următoarea știre: patrula Polly, reporterul vostru, a cercetat comunitatea în căutarea de candidați demn de panoul de onoare al lui Polly McShane. Prima pe listă este Penny Grant, pe care am văzut-o personal ajutând-o pe Lara să-și scoată zăpada din pantofiori. Bravo! Felicitările mele, Penny! Desigur, premiul nu-i va reveni lui Vinny, care a împins-o pe micuța Lara Johnson în zăpadă. Hey. Și premiul nu-i va reveni lui Joey Tuna, care a scris pe bancă. Nici lui Jordan, care n-a stat la coadă la cantină. De asemenea, deși nu am dovezi clare, premiul nu-i va reveni celui care a aruncat un cocoloș de hârtie mestecată pe tavanul din toaleta băieților și care are inițialele P
me. Zile, Polly. Mă bucur să vă spun că Jessie s-a întors la școală. Jessie, m-auzi? Da, vă aud. Acest dispozitiv îl va ajuta pe Jessie să participe la oră, deși este încă acasă și în acest fel nu va pierde nicio lecție. Ora! Freddy, pornește, te rog, camera ca Jessie să ne poată vedea. Mă vezi bine? Da. Bun. Poți folosi butoanele telecomenzii ca să vezi tot ce se petrece în clasă. Acum, Jessie, înainte ca Freddy să dea drumul și la camera de filmat din clasă, dă la o parte, te rog, jocurile cu fiarele spațiale, da, te rog? Ha? Ceva nu e în regulă cu conectarea. Nu te vom putea vedea până n-o reparăm. Dar tu vei putea să ne urmărești. Deschideți cărțile de matematică la capitolul 7. Continuându-ne lecția despre fracții, vom învăța azi cum să le folosim în viața de zi cu zi. Această portocală are 12 părți. Fiecare este o parte din întreg. Într-o fracție, ce reprezintă întregul? Penny? Numitorul. Foarte bine. Și dacă portocala ar fi o fracție, ce număr ar fi numitorul? Joey? Jessie, nu te vedem, dar să știi că de auzit te auzim. Scuze! Ce-i porcăria asta? Regret, dar nu pot citi anunțul ăsta în emisiunea mea. Nu e pe gustul ascultătorilor. N-ai văzut asta? N-am văzut? Nu, n-ai văzut. Erai prea ocupată să mănânci prăjitura asta delicioasă de cocos pe care mi-a trimis-o bunica din Florida. Va trebui să mai aștept un an să-mi trimită alta. A fost grozavă. Nancy Francis a murdărit. Pentru studiile asupra radiumului, Marie Curie a câștigat 2 premii Nobel. Mă scuzați, cum se scrie radium? R-A-D-I-U-M. Gata, mulțumesc! Jessie, ce a fost asta? S-a auzit de la vecini. Dau o petrecere. Hei, doamnă Goldstein, mai în ce vă rog, încerc să învăț. Bună, îmi puteți spune cum să... Și premiul pentru cel mai bun cetățean nu i-a revenit doamnei Patterman, care a folosit copiatorul în interes personal. Și categoric nu i va reveni lui Nancy Francis, care a aruncat cu mizerii pe jos, de parcă școala ar fi cutie de gunoi. Cum? Trebuie oprită. Ultimul cuvânt este camuflaj. Camuflaj, Jessie. Mulțumesc, Miss Graves. Ei bine, e timpul să punem notele. Salut, cretinule. Și noi te salutăm, Jessie. Cum reușește? Schimbați testul cu vecinul de bancă. Nu uita, Jessie, te credem pe cuvânt. Oh, știu, dar eu te văd. Freddy, citește primul cuvânt. Rinocer. R-I-N-O-C-E-R. Corect. Oh, nu! L-am greșit! Nu știu dacă era necesar să informezi întreaga școală că am parcat strâmb și că bancheta din spate era murdară. Regret! Încerc să ofer publicului ceea ce vrea. Eu nu cred că vor să-i pârăști. Să-i pârăsc? Eu o iau ca pe o îndatorire civică. Și dacă n-aș raporta infracțiunile, statisticile n-ar mai fi corecte. Haos! Totul ar lua o razna! S-ar scrie pe pereți, ar fura ketchup-ul. Mă cam îndoiesc, Polly. Fiecare din noi are câte o părere. Dar părerea ta se aude în întreaga școală. Cum te-ai simțit tu dacă toată lumea ar auzi ce se spune despre tine? Asta nu se poate. Eu respect regulile. Dacă o ținem tot așa, vom avea nevoie de o cameră mai mare pentru detenție.
Faci treabă bună! Mă bucur să fiu de folos! Ador școala! Trebuie să-l golesc! Mă întorc imediat cu unul nou! Gata, creioanele jos. Și eu am terminat, Miss Grace. Hiu, ce greu a fost. Să vedem cum se rezolvă problemele, Vini. Nu-ți mai dau ochii peste cap și du-te la tablă ca să rezolvi tu prima problemă. Și pentru că s-ar putea să treacă ceva timp până rezolvă Vini problema, Jesse, spune-ne cum se rezolvă problema numărul 2. Jesse? Știți, mi-e cam greu să o văd. Nu e clară imaginea. Freddy, vrei să verifici aparatele să vezi ce nu merge? Bine, Miss Graves, dar va trebui să-l întrerup cât timp lucrez la el. Nu-mi place să nu văd ce e la școală. Totul pare în regulă. Cred că e un circuit. Cum e acum, Jesse? Tu ești Nancy? Nu cred că merge bine. Ia stai. Asta ar trebui să fie pornită. De ce râdeți? Îmi spuneți ce se petrece? De ce râdeți? Te vedem. Vai de mine! Oh, bine, ai terminat, băița. Am adus pudra de talc. Sus, mânuțele! Mamă! Mă scuzați! Trebuie să încep programul. Intru în emisie în 5 minute și am o știre trăznet. Puști în baie prins în pielea goală. Îți pare cunoscut? Poate că ți-amintești când ai aruncat-o în toneta pentru hârtie. De unde știi? Nu contează de unde știu. Important este să nu mai afle nimeni, nu? Ce rușine! Nu te teme, voi păstra secretul infracțiunii tale dacă faci ce-ți spunem. Nu mai vârfești! Gata cu listele! Dacă cineva face ceva rău, îți vezi de drum. N-ai văzut nimic, pricep? Păi eu... Văd că nu pricepe. Va trebui să mergem la domnul Bessel și... Nu! Vă rog, nu! Da! De unde să încep? Acum că nu va mai trebui să stăm după ore, ce o să facem cu atâta liber? Atenție, colegi! Astăzi e o zi tristă! Am păcătuit! Mi-am trădat familia, prietenii, patria, școala. Am aruncat o cutie de aluminiu în toneta pentru hârtii. Mare greșeală! Wow, așa e și mai bine. Nu trebuie să o spunem noi, se părăște singură. Da! Nu am nicio scuză. Îmi asum toate consecințele. Nu am reciclat. Sunt muritoare și am greșit. Am trecut de partea celor păcătoși și am văzut ce trebuie să îndure. Cunosc rușina, da? O cunosc. Cred că nu trebuie să ne mai facem griji că o să ne pârască. Implor iertare și vă dau cuvântul meu că voi lucra de două ori mai mult ca să-mi recâștig reputația. Voi munci zi
zi și noapte ca să mă asigur că eu și ceilalți păcătoși găsesc calea cea dreaptă. Și într-o bună zi vom câștiga toți premiul pentru cel mai bun cetățean. Nu ca Piggy, care copiază mereu după Freddy, sau ca Vinnie, care a luat o bomboană de pe catedra lui Miss Graves, sau ca Nancy, care atinge chiflele de la cantină și le pune înapoi.